Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor în municipiul Onești. Moment festiv în satul Larga Dofteana. Rezultate de aur ale sportivelor de la CSM Onești. În acest weekend la Dofteana a avut loc inaugurarea căminului cultural din satul Larga. Aproape un an de zile a lucrat constructorul la acest obiectiv, el fiind realizat de la zero. La inaugurare, pe lângă oficialități, este vorba de europarlamentarul Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău Valentin Ivancea, prefectul județului Bacău Lucian Bogdanel, dar și consilierul județean Vasile Budacă, au urcat pe scenă și copiii talentați ai comunei, principalii beneficiari ai edificiului. Mai multe minutele următoare. Preacucerii și părinți, stimați consilieri locali, dragi, onorată asistență, dragi dofteneni, autorități centrale, domnule primar Vasile, e o duminică frumoasă și pentru noi toți, și pentru dumneavoastră, și pentru noi, o zi în care cinstim familia, bifăm încă un obiectiv realizat în Dofteana. Și sigur că foarte multe merite revin în primul rând primarului și Consiliul Local și după aceea și celor care au intervenit aici și subsemnatului și domnului Vasile Budacă, fiecare cu contribuția lui. Acum sper să nu se supere Părintele Protopop Ioan Bărgăoanu. Dumnezeu vorbește prin vocea copiilor, dar face lucruri cu oameni. Oamenii înseamnă și primar, și europarlamentar, și dulgherul, și cel de pe tractor, și cel de pe buldozer. Și toate aceste lucruri, cu siguranță, nu aparțin, toate aceste realizări din Dofteana nu aparțin doar unei persoane, aparțin mai multor oameni, chiar și dumneavoastră, dacă îmi permiteți, dar cu siguranță proporțiile sunt diferite și aici sigur că fără a încerca să evidențiez mai mult decât este cazul. Principalul merit aparține primarului Ioan Bujor, pe care, într-adevăr, îl cunosc de 15 ani. Eu am o legătură cu Dofteana responsabilă și instituțională de 20 de ani, împlinesc de 20 de ani. Eu, Dumnezeu să-l pomenească pe Costela Saftei, pe Costica Saftei, l-am cunoscut. În 2008, dumneavoastră ați fost foarte inspirați și ați pus, practic, cei care atunci l-ați susținut pe Ioan Bujor să ajungă primarul Comunei Dofteana, s-a confirmat de-a lungul timpului că ați avut dreptate, ați fost inspirați, pentru că din acel moment, pentru Dofteana, a ieșit soarele pe stradă, ca să pus, dacă pot să spun așa, și este foarte greu, ne-a luat foarte mult timp să încercăm să recapitulăm, să ne amintim tot ceea ce s-a realizat aici. După aceea, din 2013-14 am început să facem echipă comună și din punct de vedere politic. Ritmul lucrurilor pozitive și a investițiilor și a veștilor bune s-a întețit, a crescut. Repet, și cu susținerea noastră, pentru că uneori mai trebuie să mai depășim și niște funcționari care sunt mai încăpățânați, mai cu ochelari de cal. Și iată că astăzi, repet, e duminică, e 10 septembrie, e important că bifăm acest obiectiv. Știu ce înseamnă căminul cultural, biserica, terenul de fotbal, piața, viața unei școală, viața unei comunități. Dar mă bucur că, dincolo de faptul că ne-am găsit cu toții timp, că e greu toți să avem priorități, avem familie, avem fel de fel de alte responsabilități, județul acesta este mare, mă bucur că astăzi, dincolo că sfințim acest obiectiv și cu ajutorul preacucericilor părinți, mă bucur că cinstim ceea ce este mai important, instituția familiei. Cu toții știm cât este de important, când atunci când ne este mai greu, la familie ne întoarcem. Astăzi
vor fi omagiate, practic, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Este un lucru care sper să dăinuiască cât mai mult în întreaga societate românească. La Dofteana sunt convins că familia, așa cum o știm noi cu toții, va dăinui și va dăinui mult timp și la asemenea evenimente vom mai participa. Familia este astăzi cinstită la Dofteana și nu numai astăzi și este un mesaj puternic dincolo de mesajul administrativ, că se întâmplă lucruri și se întâmplă lucruri în foarte multe localități din județul Bacău, nu numai la Dofteana, dar mesajul acesta puternic de susținere a familiei este important și, de fapt, eu cu acesta îmi place să cred că plecăm cu toții însuflețiți de aici, că familia, respectăm familia, omagiem familia, cuplurile care înțeleg să traverseze toate aceste 50 de ani să-i traversez în aceeași formulă, e un lucru pentru noi normal, dar pentru alți, foarte mulți alți semeni de ai noștri, mai puțin normal. Și e bine să, de câte ori avem ocazia, să subliniem rolul și importanța familiei, să o facem, astfel încât valorile noastre tradiționale să rămână și să dăinuiască. Mie mi-este frică de oamenii care n-au memoria locurilor natale, n-au memoria rădăcinilor, n-au memoria familiei, mi-e frică de ei, dar aici nu mi-e frică de nimic, chiar dacă ați văzut, am început prin a nu-l asculta pe domnul Bujor, n-am venit lângă dânsul, i-am luat locul dânsului și sper să nu pățesc nimic din acest motiv. Vreau să subliniez și rolul important pe care îl are colegul nostru Vasile Budacă, de la Comănești, de la Moinești, de pe toată această vale a muntelui, zona de vest a județului, jumătate de vest a județului, dacă pot să-i spun așa, este un om implicat cu o mare risipă de energie care asigură foarte bine legătura între noi toți și arde foarte mult, foarte multă energie și foarte mult timp pentru toate aceste proiecte și vreau să dăm cezarului ceea cezarului. Altfel, așteptăm premierea celor nu știu câte cupluri sunt, 26 de cupluri, îi felicit, sper să le calc și eu pe... Sper să le călcăm cu toții pe urme, vă doresc multă sănătate și o duminică frumoasă în familie, ca să zic așa. Start campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor la Onești. Reprezentanții asociației Rescue Dogs împreună cu reprezentanții administrației publice locale din municipiul Onești, în frunte cu primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, au dat startul celei mai mari campanii de sterilizare gratuită. Alături de fetele de la Rescue Dogs în spatele meu, fetele care sunt membri din asociația nemțească Rescue Dogs și vor sponsoriza campania de sterilizare care va avea loc între 14 și 17 septembrie 2023. Așteptăm proprietari de câini și pisici în număr cât mai mare în această perioadă, în încercarea de a spune stop abandonului și a puiilor nedoriți. Așadar, vă rog să participați în număr cât mai mare. Acceptăm și câini fără stăpân. Dacă aveți un câine în fața porții care fată de nenumărate ori, luați-l sau dați-ne un telefon adăpostului public de câini fără stăpân din Onești, pentru că noi vom prelua câinii care sunt pe teritoriul municipiului Onești și vom aduce aici la sterilizat, tocmai pentru a nu mai întâlni nenumărați pui lăsați pe la tomberoane și peste tot pe străzile orașului. Vă mulțumim și vă așteptăm în număr cât mai mare. Au fost înregistrate aproape 500 de animăluțe, câini și pisici, iar organizatorii se așteaptă să depășească acest număr. A început campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Cu ce ați venit? Două pisici și un motan. Sunt necesare, sunt utile astfel de campanii? Absolut. Suntem recunoscători că există. Am înțeles. Ați mai avut sau e prima dată când ați venit? Aici n-am mai venit niciodată, dar e bine. Cum ați aflat de campanie? Pe Facebook. Pe Facebook, nu? Dacă ați transmite un mesaj autorităților locale legat de aceste campanii de sterilizare, ce le zice? Vă rog să le continuați, sunt necesare, merită și ele atenție și îngrijire.
Am înțeles. Se face o economie importantă la bugetul local, nu? Dacă e să ne luăm o intervenție de genul ăsta, costă destul. Da, așa da? Este. E foarte scump să facem singuri. Și n-ați vrut totuși să-i lăsați așa de izbeliște, nu? Nu, păcat de ele. Aveți idei cam câte campanii au fost? Știu că au fost, cam două pe an, din ce știu eu. Am înțeles. Da. Și credeți că poate fi o bună modalitate pentru a mai steriliza din căței, din pisici? Da, că multă lume, când fată cățele, îi aruncă, îi aduce, îi abandonează, de fapt. Mai bine să nu mai fie căței. Da, decât să fie... E scumpă intervenții la privat când te duci la cabinet? Da, în jur de 200 parcă pentru pisici și vreo 300 de cățel. Am înțeles. Și mai mult decât binevenită, cred. Da, mai ales că e gratuit, da. Ce părere aveți de campanie? Eu întotdeauna am fost mulțumită pentru că mi-ai făcut și pisici. Da? Da, sigur. Întotdeauna am fost mulțumită de campania asta. De unde ați aflat de campanie? Am aflat de la oameni, de pe, nu? Internet, de pe acolo, de pe acolo, așa. Am înțeles. Sunt utile, doamnă, ce părere aveți? Da, nu știu, eu am pisici care sunt sterilizate de 3-4 ani, n-am treabă cu ele. Îți bun medici de aici? Dar nu-i cunosc pe medici. Nu, dar bine, v-ați adus totuși animăluțile, aveți încredere. Dar normal, așa, la urma urmei e un animal, nu e un om. Da, nu, dar au fost binevenite, nu? Sigur, pentru că am... Nu să vă spune dumneavoastră, le-am și acum și am avut multe pisici și le-am sterilizat. Un mesaj dacă e pentru autoritatea locală care a inițiat aceste campanii de sterilizare. Să trăiască, să mai sterilizeze. Să mai facă, nu? Să mai organizeze. Că poate mai, eu știu, poate mai veni și eu cu vreo. Scumpe, doamnă, de asta ați venit așa? Scumpe? Nu, sunt gratuite. Nu, zic, nu, aici sunt gratuite, dar în rest. La dispensare, la de da, dar mai nu știu ce să permiteați, nu? Permis să mă duc, am trei, uitați, cu două am venit și un băiet. Acum cu ce ați venit exact? Două fete și un băiet. Cățel sau pisoi? Cățel. Ca să știm. Uitați-ți, cățel. Campania se desfășoară în perioada 14-17 septembrie 2023, iar programările se pot face la numărul de telefon 0799-201-408. Personalități marcante prezente la evenimentul dedicat lui Ion Creangă de Ziua Limbii Române. În sala Amfiteatru a unui complex hotelier din stațiunea Slănic Moldova a avut loc joi 31 august de la ora 12:30 primul eveniment dedicat lui Ion Creangă, cel care a vizitat aceste locuri în anii 1884, 1885 și 1886 pentru a se trata cu apele tămăduitoare de la Slănic Moldova. Evenimentul a fost marcat printr-o sesiune interactivă de omagie a limbii române intitulată Limba română este patria mea, urmată de simpozionul pe urmele pașilor lui Ion Creangă la Slănic Moldova, cu evocări și mărturii inedite despre viața și opera lui Creangă. Invitatul special al manifestării a fost scriitoarea și preoteasa Olguța Caia Creangă, strănepoata scriitorului Ion Creangă, iar printre ceilalți invitați se numără scriitorul și criticul literar Mihai Botez-Tâncaru, scriitorii și poeții Adrian Lungu, Ion Prăjișteanu, Dan Sandu, Alexandru Dumitru, Tinca Tamaș, Mihaela Băbușanu, Limona Rusu, Ionica Brandabur, Mădălina Mihaela Miron, scriitoarea și traducătoarea Gabriela Gârmacea, scriitorul și criticul literar Petre Colăcel, artistul plastic Ioan Măric, generalul de armată dr. Vasile Jănica Apostol, jurnaliștii și publiciștii Daniela Valentina Lungu, Lucia Ruxandra Dumitrescu, Petru Done, Ion Moraro, creatorul digital Dan Cristian Lungu, memorialiștii și istoricii locali Constantin Tudose și Cătălin Gabriel Dima, cronicarul și umoristul Ioan Moise, cantautoarea de muzică folk Angela Șipo și mulți alții. Să revin la Grigore Vieru, spune tare frumos în poezia acasă, sărut vatra și alei nume care veșnic ne adună, limba noastră cea română. Și mai zice Grigore Vieru, pentru ea la Putna clopot bade. Deci să o cinstim în fiecare zi. Limba noastră nu neapărat că are o zi anume. În fiecare zi, în fiecare clipă să aducem slavă lui Dumnezeu pentru limba noastră frumoasă, strămoșească. Am vrut ceva, cumva să aduc ceva inedit astăzi. Vă întreb, eu vin de la Pipirig, deci sunt tatăl meu, a fost, după arborele genealogic pe care vi l-am adus aici,
Tatăl meu a fost verișor de-al doilea cu Ion Creangă. Bunicii mei au locuit în casa lui David Creangă de la Pipirii. Și de acolo avem câteva vestigii, domnul Dima și cu doamna Valentina Lungu au fost acasă la noi, avem un mic muzeu acasă, unde cinstim memoria străbunului Creangă. Avem icoane luate de pe polița lui David Creangă, avem plosca cu care David Creangă cinstea oaspeții când veneau la el, avem un ceaslov și un abecedar care, pe care ne le-a dăruit familia, familia preotului Gheorghe Creangă. Mama mea a fost foarte bună prietenă cu fiicele și contemporană cu fiicele părintelui Gheorghe Creangă, Anetuța și Ilenuța. Ele tot timpul veneau la Pipiric și mergeau cu mama mea împreună la mormântul lui David Creangă de la biserica Sfântul Nicolae din Pipiric. Aș vrea să vă întreb, știți oare ce mitropolit l-a caterisit pe Ion Creangă? Mă întreb și vă întreb. Eu am găsit răspunsul și pentru aceasta am scris a 10-a carte din Copilăria Sfinților, carte apărută cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Copilăria Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Abia cu 2 zile în urmă am venit de la Răzălăi, lângă Bălți, unde s-a născut Sfântul. Am lansat în biserica din Răzălăi această carte și am fost onorați că a venit la slujbă, la Sfânta Liturghie, a venit episcopul locului, episcopul Antonie, episcopul de Bălți, protopopul de Bălți, părintele Valeriu Cernei, care este parohul bisericii din Răzălăi, și am avut și bucuria ca soțul meu, părintele profesor Teoptescaia, să slujească împreună cu ei. Am fost așa, parcă nu știu, o clipă de rai a fost. Sute multe de enoriași, de iubitori de Sfântul Iosif cel Milostiv, au venit îmbrăcați în național, copii foarte mulți la biserică și am trăit clipe de rai cu acest sfânt, Sfântul Iosif cel Milostiv. Cred că dumneavoastră știți că moaștele Sfântului sunt în Catedrala Metropolitană din Iași, într-o raclă mai mică, înainte de a ajunge la racla Sfintei Parascheva. Sfântul Iosif cel Milostiv a fost, deci s-a născut la Răzălăi în 1818 și la, eu știu, n-avea 2 ani când tatălui, preotul Anania, a trecut la ceruri. Zice că, așa am să spicuiesc 2-3 lucruri din carte, zice că mama Teodosia, preoteasa, îl găsea deseori plângând în biserica din sat, stătea în genunchi la icoana Maicii Domnului și plângea. Întreba mama, de ce plângi? Rog pe Maicuța Domnului să-mi arate măcar în vis pe tata. Până 15 septembrie de la ora 11 la CSM Onești a avut loc o conferință de presă despre rezultatele spectaculoase obținute de către sportivele legitimate la CSM Onești. Cambei Mihaela Valentina la haltere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de la senior, desfășurat la Riyadh în Arabia Saudită. Rotaru Paura Isabela, lupte libere, medaliată cu aur la campionatul mondial de lupte pe plajă la senior și bronz la juniori, desfășurat la Constanța. Andrieș Georgiana, lupte libere, medaliată cu bronz la campionatul mondial de lupte libere pentru plajă la junior, desfășurat la Constanța. Conducerea clubului a considerat că, având în vedere rezultatele din ultimele 2 săptămâni la secțiile lupte libere și haltere, respectiv participarea sportivelor Rotaru Isabela și Andrieș Georgiana la campionatul mondial de lupte pe plajă,
cât și participarea la campionatul mondial al Mihaelei Cambei la haltere. Zic eu că rezultatele obținute și care o parte din ele nici măcar nu au fost ca obiectiv pe anul acesta în planificarea clubului și a antrenorului, zic eu că merită evidențiate și știu puse într-o discuție publică pentru a aduce încă o dată în fața dumneavoastră și a publicului aceste fete minunate care au realizat ceea ce au realizat doar prin mulți ani de muncă, muncă asiduă, muncă continuă, prin multe, știu eu, momente de, în care poate și-au dorit să renunțe simțind că nu mai pot și totuși, prin dăruirea și prin dorința de a ajunge la un rezultat remarcabil, iată că astăzi venim în fața dumneavoastră cu 3 medalii la lupte și cu una la haltere și zic că chiar merită aceste fete să le cunoască lumea și știu să le aplaudăm la scenă deschisă pentru ceea ce fac pentru club, pentru Onești și nu în ultimul rând pentru România. Aș vrea să evidențiez un pic rezultatele din ultimele 2 săptămâni și să vă spun și să încep cu cine începem. Începem cu Mihaela, care este singură. Mihaela, care este pe drumul de calificare a Jocurilor Olimpice. Mihaela, care anul trecut a reușit niște performanțe remarcabile atât la campionatul european de tineret, unde a venit cu 3 medalii de aur și după care la campionatul mondial de seniori, tot la proba Smuls, a venit cu o medalie de argint. Iată că în 2023 și-a menținut standardul performanței și a locului pe care s-a clasat și a reușit anul acesta, atât la campionatul european de seniori, de tineret, cât și la cel de seniori, să câștige 6 medalii de aur, urmând ca în participarea de la campionatul mondial de seniori, ultimul concurs internațional care l-a avut, să vină cu un loc 3 la Smuls, ceea ce îi asigură în continuare drumul calificării către Jocurile Olimpice de la Paris. Luptele libere, fetele, aș vrea să le întrebați pe ele din ce an sunt la club, că eu nici nu mai știu exact din ce an. 2017. 2017. Și tu, Mihaela? 2014. Vreau să vă spun că participarea de la acest campionat mondial de lupte libere, unde ne-am dus doar cu încrederea că fetele vor avea o evoluție bună, și ne gândindu-ne realmente la o medalie, iată că ne-au făcut așa o surpriză, iar Izabela a reușit să obțină o medalie de aur la seniori, după care la juniori, după care la juniori, bineînțeles că oboseala s-a făcut simțită după câteva zile de concurs și s-a clasat pe locul 3 alături de Georgiana, care și ea a obținut o medalie de bronz și cred eu că rezultatele astea sunt chiar remarcabile. În ceea ce înseamnă palmaresul lor, aș vrea să vă spun că anul trecut Izabela, tot la campionatul mondial de lupte libere pe plajă, a obținut la categoria juniorilor un loc cu 2 și Georgiana un loc cu 5 și iată că munca continuă după încă un an de zile. Ele participă din nou la campionatele mondiale și reușesc performanța un aur și un bronz Iza și un bronz Georgiana, dar aș vrea să vă spun că anul acesta ele au mai reușit să obțină o performanță și aici mă refer la Izabela, care la campionatul european de U23 a obținut un loc 5 și atât ai avut anul acesta, nu? Că nu vreau să greșesc. Deci s-a văzut clar un progres în ceea ce înseamnă performanța lor. Aș vrea să aduc în discuție că toate sunt absolvente ale liceului. Iza este anul 3 de facultate la Bacău. Georgiana? Sunt anul 2. Ești anul 2, urmând ca și Mihaela după Jocurile Olimpice să își continue și partea asta de studii, iar renunțând deocamdată în dorința de a se califica, a se concentra
pe calificarea la Jocurile Olimpice, spunând că după aceea are timp suficient să se concentreze și să abordeze și partea asta de studii universitare la fel de serios cum a abordat partea de performanță. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 16 septembrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Duminică, 17 septembrie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Luni, 18 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, cu o maxima zilei ce va ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.